Reprezentanții Biroului Electoral Municipal au respins contestația Partidului Național Liberal prin care se cere renumărarea voturilor la Târgu Jiu, iar sesizarea privind acuzațiile de fraudă a fost trimisă către Biroul Electoral Central. În acest context, liberalii au continuat protestele și au scandat în fața stadionului din Târgu Jiu. Fără fraudare, vrem renumărare! Fără fraudare, vrem renumărare! Liberalii spun că nu vor renunța la demersul lor și vor utiliza toate pârghiile pentru a se renumăra voturile pentru primăria Târgu Jiu. Vom utiliza absolut toate căile de atac existente, legale, pentru a ajunge la renumărarea voturilor și la îndreptarea acestei mari ilegalități, mari fraudări care s-a întâmplat cel puțin la Târgu Jiu, dar în mai multe localități ale județului. Așa cum știți, s-au făcut sesizări și din partea PNL Târgu Jiu și din partea PNL Gorj, mai din partea tuturor celorlalte partide implicate în aceste alegeri. Lucrurile nu pot rămâne așa. Nu trebuie să rămână așa, pentru că suntem într-un stat democratic, oameni care au fost în secții după Revoluție n-au lipsit de la nicio tură de alegeri, ne povestesc că asemenea haos și asemenea fraudă n-au văzut în toți cei 34 de ani de când sunt alegeri în România. Reprezentanții PNL Gorj susțin că în majoritatea secțiilor au fost fraudate alegerile. Atâta timp cât fugi de o realitate, toată lumea va crede că vei fi un primar nelegitim ales. Dacă aș fi fost în locul lui, mi-aș fi dorit și eu, ca să elimin orice suspiciune, să ne renumărăm voturile, să vedem că n-au fost niciun fel de fraude și că totul este în regulă. De ce se tem? Tocmai pentru că noi am constatat din cercetările pe care le-am făcut că în foarte multe, în majoritatea secțiilor s-au făcut fraude, au existat foarte multe metode, totul este pregătit și să nu se descopere aceste fraude. Altă explicație nu există, e o explicație logică, nu? Liberalii amenință inclusiv cu plângeri penale. Deocamdată am făcut doar o sesizare. Urmează ca în zilele următoare să depunem și plângerea penală la parchet, la peste tot, absolut peste tot, dacă este necesar chiar și la DNA, dacă suntem îndreptățiți să facem asta. Reprezentanții PNL Gorj sunt indignați de faptul că tirurile cu voturi nu au fost securizate așa cum trebuie. Tirurile cu voturi nu sunt păzite, exista un singur jandarm care a venit peste 2 minute la noi să ne întrebe ce facem în preajma tirurilor. Dânsul se afla la dispozitiv într-un auto, deși unde cred că dormea. Apoi, undeva la 5 minute, au venit o dubă de jandarmi să ne legitimeze, să ne întrebe ce căutăm acolo. Nu mi se pare normal ca democrația să fie păzită doar de un singur om. Acele, inclusiv personal, în momentul de față, în toată țara, nu cred că există voturi aflate în aer liber, între niște autovehicule, cu o prelată, nici măcar închise într-o mașină frigorifică, cu carcasă, ceva protecție. Liberalii îndeamnă toți cetățenii să iasă în stradă dacă se simt furați. Atâta dispreț față de lege și față de târgujieni mi se pare că nu poate să rămână netaxată. Așadar, dacă orașul ăsta mai are spirit și dacă județul ăsta mai are spirit, sunt sigură că mâine seară vom fi și mai mulți. Și astă seară clar am fost mai mulți, mâine seară vom fi și mai mulți și lucrurile nu pot rămâne așa, pentru că este nedrept să rămână așa și toți ne dorim să trăim într-un loc în care normalitatea, în care legea este respectată și este egală pentru toți. Iulian Popescu, candidatul Partidului Național Liberal Gorj, a pierdut primăria Târgu Jiu la o diferență de doar 1000 de voturi față de actualul primar Marcel Romanescu.